Bună ziua și bine v-am găsit la Prof Online pe exerciții de matematică. Așa, cu exerciții și probleme de matematică, da? Deci, tema pentru acasă, să zicem așa. Mulțumesc, de vedere. Acasă. Și cât, Cristina, tu cauți câte ceva, eu o să fac un exercițiu de asta de antrenament. Da. Cu mai multe operații, cum mai... Așa. Și astăzi e 19 parte, nu? Da, 19. 02-2018. Clasa A 2. Uite, vreau să facem următoarele operații. Deci se zice, minus 79 plus 103 minus 107 plus 27 împărțit la 3 minus 15 plus 1002 împărțit la 4. 1004 împărțit la 4. Egal, te rog. Deci minus 79 plus 103 minus 107. Așa. Plus 1004 împărțit la 4. Egal. Deci facem această operație. Mai întâi începem cu înmulțirile și împărțirile. Înmulțirile și împărțirile. Unde le vedem, da? Înmulțirile și împărțirile unde le vedem. Avem mai împărțiri, bine? Dar și în acela... Și înmulțirile unde avem? Nu văd eu. La final. Aici e împărțit. Tot așa împărțit la 4. Și de ce te vreau? Vreau să și... Nu numai ne aducem numai până acolo. Vrei să facem de parte împărțirea aceea? 27 împărțit la 3? Sau cât face 27 împărțit la 3? Păi 3 ori 9. 3 ori cât fac 27? 3 ori 9, nu? 3 ori 9. Și atunci 27 împărțit la 3 egal cu 9. 9. Foarte bine. Deci aici o să punem 9, așa ai spus tu. Și oare aici cât o să punem? 1004 împărțit la 4. 4 împărțit la 4. Deci? 8, 16. 4 împărțit la 4? Nu. Deci, practic, 1004 trebuie să împărțim în 4 părțigare. Ce părere ai tu dacă ar fost 1000 împărțit la 250. 250. Și mai este și 4. 251. Păi așa, vezi? Asta eu vreau de la tine. Simțul ăsta practic, se poate să, cu el să vii în față. Deci, aici punem 251. Deci, vom spune egal mai departe cu... Cum știm noi să facem când vedem și cu plusul și cu minus numerele de acestea, tot felul, mai ales că primul începe cu minus, ce am, ne amintim noi? Cum procedăm? După ce am terminat împărțirile și mulțirile, mergem la adunări și scădem. Corect. Dar pe cei cu plus îi punem în prim plan. Adică 251 plus 9, minus 7... Și plus 103. Plus 103. Sau putem să facem. Cei cu minus se punem la o parte și cei cu plus la o parte. Chiar așa facem. Chiar așa. În prim plan se punem pe cei cu plus. Deci egal mai departe, ai spus 251. Da? 251. Dictează-mi, te rog, că eu... Dar putem să facem o subatere. Asta. Da. Tu ai vrea să facem, să vedem ce de calcul, da? Să descriem așa și după aceea facem și ca operațiune sub altă cuspită. Alo? Da? Sunt într-o lecție de matematică acum. Dacă e ceva cu agricultura, nu pot răspunde. Spuneți. Așa, deci cu... Cu 44, de 300 sau jumătate? Plus? 9. Așa, 3 pe 4. La mine găsiți. Da. Bine. Sănătate.
Deci să le punem așa cum am vorbit noi. 363. Bun, cât face, o vedea. După ce am pus pe ăsta, cu plus, pe ăsta, cu plus și pe 103. Și acum minus 79. Nu? Să le scriem așa, minus 79. Minus, vorbește-mi tu. 79, dar nu le adunăm? Nu, nu. Le scriem ca să, și următoarea etapă, adică să vadă prietenii noștri cum noi selectăm pe ăștia cu plus la început, pe ăștia minus și pe urmă operația. Aia, am făcut da? Așa. Tu, am înțeles, tu ai sărit peste etapa asta de scrierea lor. Minus 107 și minus 15, nu? Da. Și este egal cu. Tu ai spus că ăștia cu plus fac cât aici? Aici fac 363. 363 merg în mâna ta? Nu, eu nu fac altul. 363 minus și ăștia negativi, pe toți i-a adunat datoriile și cât ți-a reieșit ție. 191. 191. Deci, minus 191. Și este egal cu? 3 minus 1, 2. 6 minus 9 nu se poate. 2, da. 1 și cu 6, 7. Da. Și 2 minus 1, 172. Prietenii noștri, îi invităm să urmărească calculul. Sper că n-ai greșit. Dar hai să facem și noi repede așa să ne convingem. Deci 1 și cu 9, 10 și cu 3, 13, bine. 3. Așa. Acum 5 cu 1, 6. Și la 100, 300. Foarte bine. Iar la partea asta, 7 și cu 5, 12 și cu 9, 12 și cu 9, cât ai zis tu aici? 21. 21, nu? Da. Și acolo este rezultatul. A, așa, 21. Perfect, mă, că mă uitam aici. Foarte tare. 21 și la 10 ai adunat 3 cu 7 la 10 suntem, da? 20 cu 10, 30, nu? 30 și cu 7 da? Și cu 70. Mai e greșit aici? Mai ne uităm o dată? Deci încă o dată, 9 și cu 7 și cu 5, ai spus că fac 21. Cred că ai spus bine, nu? 21. 2 același cu 10 de aici fac 30. Da. Și cu 70? 100. Deci, aici cât cu 100 și cu 100 asta, 200. 201. 201. Da? 201 și ștergeți 1 de acolo, de la rezultat. Și la scădere? Și ștergeți 1 de la final. Nu cred. Ba da. Pentru că am scăzut 10 și a rămas 2. 2 minus 2 e 0. Deci la scăderea asta e 3 minus 2. 6 minus 0, 6. Uite, vezi? 6. Trebuie să le facem când am greșit ceva. Și 3 scăzut 2, 1. 162. Facem așa. Vreau neapărat să te concentrezi ca să nu apară nicio greșeală. Iar când vedem cu toții, le facem, o facem cu simț de răspundere, spui, uite, n-am nicio greșeală. Bine? Ești foarte atent. Așadar, mai facem cu una, fără greșeală acum. Deci, 1000 împărțit la 10 plus 230 200, hai să spun, 12 împărțit la 4 minus 73 ori 73 ori 15 și plus 111 împărțit la 3 minus 5. 11. Este egal cu? Acolo este împărțit 111. Da. 111 împărțit la 3, da. O 100 împărțit la 10, 100. 1000 împărțit la 10, egal cu 1000, cu 100. 100. Bun. 200, 212.
Împărțit la 4. Împărțit la 4. Sutele, dacă ar fi fost 200 împărțit la 4. Așa facem. 200 împărțit la 4. 200 împărțit la 4? Da. 25. 25 dacă ar fi fost 100. Da. Împărțit la 4, azi 200. Alocăm 45. Deci, mai vedem încă o dată. Dacă ar fi fost o singură 100 împărțit la 4, ar fi fost cât? Ai zis tu mai devreme. Ar fi fost 25. 25. Da. Și fiindcă sunt 200, încă o dată se împarte suta cealaltă în la 4 și mai vine încă un 25. 50. 50. De fapt, trebuia să gândești așa. Din 200, 2 de 50 fac 100 da. Și încă 2 de 50 fac 100. Deci cei 4 de 50, e clar că fac 200, nu? Deci, 56. 50 și... 12 împărțit la 4. 12. 3. 3. Deci 50 și? 3. 53 e ce va fi. Deci cu altul vine plus 53 plus 53 minus 73 ori 15. Le spatele. Așa, ia să vedem. 73 ori 15. Te rog să mă ajuți. 5 ori 3, 15, 5 și 1. Da. 5 minus 7. 5 ori 7. 5 ori 7 este egal cu 35. Da. 5, nu, 40. Deci, cred că ați 35, ați zis 5 și 3 l-am reținut. 5 ori 7, 35 cu 3. 35 și cu 3, 38. 38. 38. Așa, mult grijă, multă grijă. Apoi. 1 ori 3, 3. Ești atent și cum scriu? 3, 1 ori 7. Greșit. Greșit, sigur. Că sub 8. Sub 8. Că e la 10 acum, da? Și sub 5 pune 0. Așa, dacă nu fie niciun moment de confuzie, corect. Ha. Și atunci vine 5, 8 și cu 3. Cum e 5? A, 730. Da? 8 deci... cu 3. 5, 8 și cu 3, 110. Da, 10. La 10 fiind așa, 11. 1000. Și face 1115. Deci minus 1115, 1115 și plus 111 împărțit la 3. 111 împărțit la 3. Da. 111 împărțit la 3. Dacă ar fi fost... Hai să ne gândim așa. Dacă ar fi fost... 100... Nu, 112 împărțit la 2. 112 împărțit la 2, te-ai fi descurcat, da? Cât ar fi fost 112? Ar fi... Împărțirea 2? Da. 56. 100... Ar fi 100... 56 ar fi fost, da? Da, 56. Ar fi 116, 112. Împărțirea dacă, 2. Dacă ar fost împărțirea 2, dar noi avem aici mai puțin, 111 și împărțirea 3. Cam cât crezi tu la 10? Cam câte 10 vor fi? Păi, nu. Ne gândim așa. Aproape de 100. A, 3. 30, nu? Cel puțin 30, da? Pentru că 35 plus 35 va da 70 cu 35 va da 105. 105. Iată că 35-ul se apropie într-un fel. Atunci te gândești la 36, oare 36 se apropie? 36. Cu cât va depăși pe 105? Cum? A, păi la fiecare cât e 1. A, deci, cu 3. Așa, la 36 se apropie de 108. 108. Și atunci, cine să fie?
37, nu? 7. Da? Că 7, 37 plus 37 plus 37 fac 111. Iată, vezi, tu ești în etapa în care nu ai așa cunoștință despre împărțirea asta. Și despre împărțire în general. Însă, vezi cum ai gândit? Cam 30 și ceva. Că există pe 35, mă duc la 105. Și de acum crești ușor, ușor, cu câte 1. Da, care înseamnă că 3 la rezultatul mulțirii. Și iată că ai zis foarte bine, face cât aici? 37. Plus 37. Și, din păcate, nu mă pot descurca, pentru că aici scădem 1100 și ceva și iată, 100 și cu cele 3 și cu 37 nu mi-a acoperă datoria. Rămân dator, nu? Hai să vedem cu cât rămân dator. Chiar e interesant aici. Hai să ne ducem așa. Da, păi puțin. Ia să vedem. Păi puțin, păi v-ați da... Ia să vedem cât fac numai ce am eu în buzunare, adică pe ăștia cu plus se vede pe tot. Nu, puteți 90, 190. 90 face aici. 190. Da, așa ai văzut 90. 190, deci va fi egal cu 190. 190 minus 1115. Și spune-mi, te rog, aici, câtă datorie mai rămân nimic? Eu am doar 190 la dispoziție. Pentru dumneavoastră, pentru mine, nu. Să văd... Pentru că am făcut cu unghiul spatele. Le-ai făcut Și a scris și greșit. A scris greșit, de ce? Pentru că 119 minus 100, 1115, nu poți să scade dintr-un mai mic pe unul mai mare. Păi vezi? Rămân în datorie. Inversați. Păi dacă ne inversăm, stricăm jocul. Stricăm toată socoteala. Rupem pe 1115 în două numere. 190 în două datorii. 925 datorii. Datoriile rămân, da? 925. Da. Că tu ai scăzut din acesta, datoria mare, cât am eu în buzunar, cât am putut să acopăr, nu? Da. Și bugetul meu a fost mai mic decât datoria și așa că rămân cu datorii. Și ca să fii datorii, cum las ca să fii datorie? Cum scriu chestia asta? 90 plus 20 plus 5. Deci ca să fii datorii trebuie să scriu cu minus. Datoria cu minus, ai zis, nu? 900 și cât ai zis tu? Ah, dacă voi ați făcut așa, dumneavoastră scrieți cu minus. Sigur că da, când ne rămas datorie. Minus 925. Deci minus 925. Asta e motivul pentru care spun că ne rămas datorie, că am scăzut mai mult. Trebuia din cine să scad, n-am avut ce. Asta e datorie pentru data viitoare, să văd cum acopăr. Oare ai gândit bine? Da. Adică dacă am dorit prin 125, 190 îmi dă ăsta? Da. Îmi dă, da? 5, 9, păi, 11. Faceți 900, 900, 1000. 1000, 12 cu 9, 11. Deci mai făcut și bine. Și cu 5? E bine, da? 105. Bun. Și acum ai o problemă, nu? Ai găsit acolo, acum tot plic de antrenamentul. Deci, tu ești celul care o citești, o rupi, o desfaci, tot povestea e la tine. Singura mea problemă este să scriu pe tablă. Ok. Este destul de greu. Da? Dar noi am mai avut experiență de asta. Da. Am probleme greu și am mai greu. Și le-am rupt. Te rog să încep. Într-o cutie sunt 36 de pătrate și triunghiuri, albe, roșii, albe și roșii. Nu sunt albe 16, iar 12 sunt triunghiuri. Și 13 pătrate sunt roșii. Află câte pătrate sunt albe. Da. Acum știți ce trebuie să facem. Uite, Mario. Acum trebuie să citim rar. Da, stai o secundă, nu știm, n-am înțeles nimic. Problema când o citim de la un capul la celălalt, fără să respirăm, n-am făcut nimic, trebuie să rupem în bucățele, să înțelegem. Ia să începem acum pe bucățele. Pentru cutie sunt 36 de pătrate și triunghi. Stop. 36. Da. Deci la un loc.
pătrate și triunghiuri. Mai spune ceva de culori diferite? Nu știu ce am înțeles. Păi, da. Albi și roșii. Păi, avem pătrate albe, pătrate roșii, triunghiuri albe, triunghiuri roșii. Da. Eu am să spun așa. Păi, eu o să par așa. Deci pătratele, ce înseamnă pătrat? Pătrat. Adică patru laturi, toate egale. Da. Patru laturi, toate egale. Uite, o să avem așa. Și am notat. Să subînțelegi, dacă ne-am notat cu culoarea asta. Deci sunt, nu știu câte sunt. Dar puteți să scrieți deasupra R, A, pătrate. Albe și roșii. I-am scris așa. Da, și eu de desubt le fac peste albe. Da? Nu știu câte sunt de fiecare tip. Așadar, aici sunt mai multe. Da. Triunghiuri. Am da, și nu, sunt doar patru. Atâta. Ce? Sunt doar patru. Spune, într-o cutie sunt 36 de pătrate și triunghiuri albe și roșii. Atâta. Sunt patru calități, categorii. Adică doar două. Deci două roșii și albe, pătratele, da. Dar și triunghiurile. Și triunghiurile trebuie să le vedem. Da, albe. Domn profesor, trebuie să faceți toate patru. Patru. Pentru că... patru mari. Ce patru? Două de fie. Una, două, trei. Dar nu spune câte sunt. La un loc sunt atâtea. O să vedem câte sunt la un loc. Urmează acum să gândiți. Vezi tu, nu ne pripim. Deocamdată citim prima parte. Într-o cutie, în total. În total. Da? Deci total, câte sunt? În total. 36. Deci sunt, în total, în cutia aceea, 36. În această cutie, în cele 36, am și pătrate albe, și pătrate roșii, și triunghiuri albe, și triunghiuri roșii. Deci patru categorii avem. Și acum începem să înțelegem problema. Da? Deci, foarte important să înțelegem bine problema. Și iarăși, mult, aici nu știu câte să pun. Habar n-am. De ce am să pun aici, ca să nu se înțeleagă cumva că sunt același număr, fac acest lucru prin a desena, să spunem, număr diferit. Iată, voi spune aici, să se înțelege că încă un triunghi aș să zic, așa. Deci, deocamdată, am informație că, în total, aceste toate la un loc sunt în număr de 36. Da? În prima parte a problemei. Asta mă înțeles eu. Mergem mai departe. Nu am scris prescurtat. Tu cum ai scris prescurtat? Eu am scris pătrat A plus pătrat R plus triunghi R plus, plus triunghi A. De acord cu tine. Deci, eu am să spun aici, pătrate P roșii, da. Pătrate albe, triunghiuri roșii și triunghiuri albe, aici, da, și triunghiuri roșii. În total, se le adunăm pe toate patru și o să spunem așa, pătrate roșii plus pătrate albe, plus triunghiuri albe, plus triunghiuri roșii, în total 36. Asta e prima informație care ne dă autorul. Mai departe. Nu sunt albe 16. Stop. Nu sunt albe 16. Ce înseamnă că sunt roșii? Înseamnă că cele 16 sunt roșii. Triunghiuri roșii, pătrat roșii. Așa. Deci, dedesubt spunem, triunghiurile roșii plus pătrate roșii egal cu 16. Da. Stop. Ce informații mai este ascuns aici? Dacă 16 nu sunt albe.
Păi sunt roșii. Roșii, iar celelalte în completare până la 36 sunt cum? Până la 36 sunt 16 minus 36, 20. 16. 36 minus 16, 20. Da. Înseamnă că 20 de ce fel sunt cele 20? Albe. Albe. Deci vezi că s-a ascuns această informație. 20 sunt albe. Deci o să spunem pătrate albe plus pătrate roșii plus triunghiuri, pardon, plus triunghiuri albe. Triunghiuri albe egal cu 20. E foarte important aici când autorul spune 16 nu sunt albe. Adică sunt roșii și albele sunt celelalte care sunt în completare. Deci cele 20 sunt albe. Deci de aici am găsit două relații foarte rapide. Mai departe, cine spune autorul? 12 sunt triunghiuri. 12 sunt triunghiuri. Adică cele două la un loc. Albe și roșii la un loc. Asta e. Pentru deci că nu spune roșii sau albe. Vezi? Asta e foarte important. Deci voi mai adaug triunghiurile roșii plus triunghiurile albe sunt în total cât o zis? 12. Acum eu privesc problema pe deasupra. Nu mai avem o informație care ne trebuie. Te rog. 13 pătrate sunt roșii. 13 sunt roșii. Da. 13 pătrate, da? Da. Adică? 13 pătrate. Sunt roșii. Putem să o luăm la relația a doua. Deci 13 pătrate. Acolo. Unde la a doua? Da, acolo. Și acolo sunt pătrate roșii. Sau pătrate albe. Roșii. Sunt pătrate roșii. Da, și acolo. Deci eu adaug și în relația aceea vom face triunghiul roșii plus 13. Deci mai adăugăm că pătratele roșii sunt egale cu 13. Da? Pătratele roșii sunt 13. Mai citim problema să vedem dacă am înțeles-o bine, că dacă n-am înțeles-o... Nu, vezi, o văd, uite-o șmecherie. Adică, dumneavoastră veți face acolo. La pătrate roșii vă scrie 13. Și... Aici, da? Da. Vă arăt? Da. Scrieți în loc de pătrate roșii, scrieți 13. Deci, asta, relația asta de aici, conform spuselor de autorului, da. Înseamnă așa, că triunghiuri roșii plus... Plus 13. 13, da? Că 13 sunt pătrate roșii. Egal cu 16. Egal cu 16. Și de acum... Egal cu cât cu 16. 16. Da. Și de acum triunghiurile roșii sunt deci egal cu 3. Deci de aici că triunghiurile roșii egal cu 3. Deci ca informații, până în momentul de față, avem că pătratele roșii... Pătratele roșii sunt 13, le-a dat autorul. Triunghiurile roșii sunt 3. Da. Și acum unde să mai aflăm triunghiurile albe? Triunghiurile albe, unde se mă duc eu la triunghiurile albe? Penultima. Asta, deci, da? Da. Avem... Și înlocuiți, faceți relația de vine. Da. 3. 3 plus triunghiuri. Albe, da. Egal 12. 12. Și triunghiurile albe, da. Sunt egale cu 9. 9. Mai adaug triunghiurile albe, egal cu 9. Și acum devine relația cea ușoară. Adică? Deci o prima relație, înlocuim. Da. Adică facem o nouă relație pentru că... Ce devine prima relație după ce... Prima relație devine pătrate albe. Așa. Plus pătrate roșii. Pătrate roșii plus 13. Așa. Plus 3. Plus 3. Plus 9. Da. 3 și 9. 3 plus 9. Și cam atât.
egal cu 36. Și aici, pătratele albe, da, sunt egale cu 13 plus 3, 16. Face 25. 25. Da, minus? 25. Păi 6 minus 25, așa e corect. Lasă. Așa că scrie cu minus. Deci este egal, cât am zis cu? 36 minus 25. Și facem la scădere? La scădere vom face 11. 11. Deci mai adaug aici că pătratele albe, pătratele albe sunt în număr de 11. Și acum, emoții mari, să vedem dacă relațiile toate sunt respectate. Ok. 11 plus 13. Da, toate suma celor 4. Plus 3. Plus 9. Plus dacă 9. Fac 36. Nu știu cum o 10. 6. Bun. 36. 36, bun. Triunghiurile roșii și cu pătratele roșii. Deci triunghiurile roșii și pătratele roșii trebuie să fie 16. Făcut. Este, da? Da. Pătratele albe și cu triunghiurile albe trebuie să fie 20. Pătrate albe și cu triunghiurile albe trebuie să fie 20. 11 și cu 9. 20. Triunghiurile roșii și cu triunghiurile albe egal cu 12. Deci am făcut corect. Este corect. Vreau să mă întreb, oare dacă nu ne dă autorul relația asta, ar fi putut face noi problema? Nu. Deci, asta vreau să încerc acum, fără informația asta, dacă am fi putut face problema. Nu. N-am fi putut face, zici nu. Tu, da? Eu zic nu. Tu crezi că nu? Pentru că nu dă nici un pătrat și măcar deci, un pătrat. Deci ar fi fost prea puțină informație, da? Deci păi autorul nu ne-ar fi dacă nu ne-ar dădea problema asta, nu ar fi rezolvată niciodată. Deci cu alte cuvinte, dacă autorul, dacă s-ar fi putut face problema fără informația asta, el nu ne dă ceva în plus, el ne dă minim necesar ca noi să-l putem descurca. Da. Deci este foarte zgârcit. El nu dă informații plus. Dacă noi am fi avut ghinionul să nu ne dea, ce am fi încercat noi la asta, că ne-ai fi văzut o chestie asta? Da. Ai fi încercat ceva oare? Nu. N-ai fi încercat nimic, nu? Nu, nu te-ai fi prins deloc? Nu, nu știai cum să nu problema asta, nu-ți venea deloc în minte să o... Da. Ce ai fi făcut totuși? Aș fi făcut la pătrate albe și triunghiuri. Acolo e A. Da. Nu, la dedesubt. Nu, deasupra, deasupra. De ce? Da. La triunghiuri. Sunt albe sau roșii? Albe. A. Eu aș face așa. O prima relație cu penultima. Prima relație cu penultima. Asta de aici. Da. Și mi-ar da... Doar pătratele roșii și triunghiurile roșii. Păi da. Și mi-ar da 16. Păi vezi? Da, ți-a dat 16. Cum de fapt am și găsit noi din informații. Și problema de acum ar merge. Până... Uite, dacă ne-am fi uitat triunghiurile roșii și cu triunghiurile albe, fac împreună 12. Și ne-am fi dus în relația aici, triunghiurile